Am uns foile de plăcintă cu ulei cu chestia asta. Am pus una peste alta 3 sau 4 foi. Apoi am pus mărul din borcanul ăsta la mama. Apoi am pus un praf de scorțișoară. Apoi l-am rulat. Și apoi l-am pus în tavă. Cam asta a ieșit. O să vedem mai departe. Am încălzit cuptorul. Și vedem ce iese. Da. Nu arată prea bine. Asta e când te apuci de lucruri fiind singur acasă. Dar sper că e comestibilă.